Vă salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip, dragi prieteni. În video de astăzi o să vă prezint prima cloșcă pe care am pus-o în acest an 2023. Suntem în luna aprilie și de aproximativ o săptămână am pus-o sub această găinușă. Găina stă cloșcă de vreo două săptămâni. Prima săptămână nu am vrut să pun sincer nimic, mă gândeam că nu vreau să pun încă, că ar fi prea devreme, dar mi-a fost milă să fiu sincer de ea, pentru că stătea acolo în cuibar fără niciun ou și până la urmă m-am hotărât de ea, am pus ceva ușoare pe care le-am adunat sub ea. Mai exact, ou de la păsările mele, bineînțeles. Iar cu vreo 5 zile înainte să pun ouăle sub această cloșcă, știți foarte bine că am pus și la incubator. Mai exact, am fost la un prieten, la Cristi, și am dus niște ouă și mi le scot la incubatorul lui. Dar 100% anul acesta, în curând, probabil luna aceasta, mai spre final, o să urmeze o mare surpriză, pentru că m-am decis să-mi cumpăr un nou incubator, unul mai performant, să trec la un alt nivel și toate la timpul lor. Până atunci o să vorbim despre această cloșcă și despre cum faci o găină să cadă cloșcă, pentru că mi s-a cerut să fac un videoclip pe tema asta. Am văzut foarte multe comentarii, cum că urmăritorii mă întreabă, probabil cei care sunt mai la început și nu știu foarte bine, cum poți să faci o găină să cadă cloșcă. Ei bine, răspunsul pe scurt ar fi că nu prea o faci tu să cadă cloșcă, dar poți să o stimulezi. Și anume, cum stimulăm găina să cadă cloșcă? În primul rând, îi lăsăm ouăle în cuibar. Dacă vrei să-ți cadă cloșcă, nu aduni ouăle. Deși la mine n-a fost cazul, pentru că eu am adunat ouăle și se întâmplă instinctiv ele să cadă cloști. Asta e cu 50-50, să spunem, procentajul de 50%, pentru că de multe ori, chiar dacă îi aduni ouăle, sunt găini care sunt foarte bune cloști, în principal piticele, găine de talie mică, dar uite că și găinile de rasă, ceva foarte frumos, de ornament, cum ar fi găine de mătase japoneză, și anul trecut și anul acesta cad cloști foarte ușor. Eu i-am adunat ouăle. Dar cel mai important este să-i lași acolo ouăle, dar nu pe toate. Important este să-i lași un ou fals sau 2-3 ouă normale, nu neapărat ouăle sale. Dacă vrei să aduni ouă de la presupusa găină de mătase japoneză, că tot avem în față un exemplar, e foarte important, dacă nu vrei să riști să spargă alte găini sau respectiva găină ouăle când se așează în cuibar să facă ou după ou, în fiecare zi sau la două zile, cum le ouă, depinde. Dar de obicei, când o găină se pregătește să cadă cloșcă, va depune undeva între 10 și 15 ouă, depinde de găină, media e cam de 12 de obicei, mai ales la cele de rasă. Și după ce a depus toate ouăle, instinctul o va pune să stea pe ele, să cadă cloșcă, chiar dacă tu le-ai adunat. Deci se întâmplă de foarte multe ori. Dar e foarte important să-i lași în cuibar paie și măcar 2-3 ouă ușoare să le vadă ea acolo, pentru că o va stimula. Mare atenție că dacă sunt găini care sparg ouăle, o să le spargă și o să le facă praf. Niciodată nu lăsați, în momentul în care a căzut deja cloșcă, nu mai lăsați alte găini cu ea acolo, pentru că întotdeauna, chiar dacă nu le va sparge, se va urca peste ea în cuibar și o să facă alte ouă. Și nu veți mai ști care sunt acele ouă pe care le-ați pus dumneavoastră și o să fie o amestecătură și o să iasă pui treptat, probabil, sau unii o să iasă. Un alt aspect foarte important, deci paie, dar mare atenție să nu se facă păduchi, le puteți da să stropiți în general și să schimbați paiele la ceva timp, să fiți siguri, dar asta nu e întotdeauna, pentru că oricum păduchii apar, mai ales în sezonul cald. Eu am început să folosesc recent Exalt și văd că dă roade foarte bine și în continuare folosesc și Bymite să mai stropesc preventiv prin coteț, bine preventiv, că na, nu am mai stropit momentan, dar voi mai stropi și cu Bymite în caz de nevoie, dar Exaltul până acum și-a făcut treaba. După cum am spus, lăsați acolo ouăle.
să aibă o furajare bună, dacă vreți ca să fie ouăle bune, în primul rând, pentru că dacă au coaja subțire, n-au destul calciu, riscați să le spargă. Am mai pățit și eu de-a lungul timpului să fie ouă cu coajă foarte, foarte subțire, moale, și dacă se sparge unul, celelalte se vor mânji și degeaba ai mai pus o cloșcă, pentru că odată mânjite ouăle de gălbenuș, de albuș, procentajul de a ieși pui din acele ouă mai scade, pentru că se lipesc și acoperă porii de unde vor ieși viitorii puișori. Deci ouăle trebuie să fie curate. Dacă vreți să adunați ouăle, e foarte important să nu le băgați la frigider niciodată, pentru că scade șansa de a mai ieși un pui din acel ou. Le adunați undeva la o temperatură de 14, 15, 17, 18, 20 de grade cel mult, dar cu cât e mai cald, cu atâta nu o să mai fie atât de ridicate șansele, procentajul de a ieși pui din acele ou. Voiam să mai spun un lucru, dar am un lapsus în momentul acesta. Tot pentru a stimula găinușele să fie cloști. În general, este cât mai bine să nu muți cloșca. Dacă ea va cădea cloșcă, ca exemplu, într-un loc, foarte mulți învățați din bătrâni sunt învățați și la fel mi s-a spus și mie, bă, ia cloșca de acolo din cuibar și mut-o într-un coș, într-un oboroc cu paie și pui un alt coș în cap să nu sară de acolo. De multe ori, ba chiar am vorbit și cu prieteni cărora le s-a întâmplat cu tot cu coș în cap să se ridice găina de pe ouă și să nu vrea să stea, iar peste noapte să ouăle să fie foarte reci și au murit puii pe parcurs. Deci n-ai făcut nicio schemă cu acea treabă. Eu prefer să le las aici în cuibarele lor, pe asta ca exemplu să o las aici și să mut celelalte păsări care mai erau cu ea în boxă, în boxa alăturată sau în altă parte unde am un spațiu liber. Dacă nu, încerc să fac varianta cum am mai făcut în trecut, undeva aici să le pun o plasă. Știți că cei care mă urmăriți de ani în urmă, mai am un țarc și la fel, avea niște cuibare, în acele cuibare am pus plasă și scoteam eu o dată pe zi cloșca de acolo ca să poată să mănânce și să bea apă, pentru că dacă nu, riști să se urce altă găină în cuibar, după cum am spus, dacă n-ai spațiu să le mai muți. Puteți încerca și varianta cu cloșca să vedeți dacă o mutați într-un alt spațiu, dacă stă e bine, deci eu m-am ok, fără nicio problemă. Dar nu se știe întotdeauna cum o să fie. Oricum, când adunați ouăle, v-am spus, mare atenție, ouăle să fie proaspete dacă vreți să le puneți înapoi la cloș, că v-am mai spus treaba asta și în trecut. De obicei, cu cât sunt mai proaspete, cu atât șanse mai mari de eclozare. A mai fost o variantă, cineva m-a întrebat, găina mea poate să cadă cloșcă dacă nu am cocoș? M-a bufnit puțin râsul. Da, ar putea să cadă cloșcă, pentru că ea va face ouă în continuu. Deci o găină face ouă chiar dacă nu are cocoș. Doar că dacă nu o calcă cocoșul, ea nu are cum să facă pui. Deci nu are cum să fie ouăle fertile. Deci orice găină are nevoie de cocoș. Cum orice animal are nevoie de pereche, pentru că n-ai cum, nu o să-ți iasă absolut nimic. Deci dacă tu nu ai un cocoș, nu pui o cloșcă, chiar dacă ți-a căzut. Dacă vrei, cumperi ouă din altă parte, te duci la un vecin, băi, dă niște ouă cam o cloșcă și poți să faci varianta asta. Dar cel mai bine, v-am zis, dacă vreți mare atenție cu cloștile, încercați-le să le lăsați acolo, contează foarte mult furajarea, că dacă ele nu sunt în stare să clocească și o să fie slăbite, sunt găini care pot să moară pe cuibar. Stau la nesfârșit, să zic, acolo, nu mai au vlagă. Unele sunt prea protective cu ouăle și o să stea pe ouă în continuu. Nu o să știe când să iasă, s-au mai întâmplat cazuri, deci trebuie urmărită. De obicei, dacă vedeți că găina o să coboare la vreo două zile, o să vedeți un găinaț foarte mare, zici că e găinaț de câine. Pentru că ea în acele două zile nu-și face nevoile acolo în cuibar, ci și le face jos, coboară. Eu la cloșca asta i-am pus 12 ouă, de o săptămână, încă nu le-am verificat, la 5-7 zile merg verificate, am zis că le verific, nu știu dacă am timp azi, mâine, i-am pus vreo 6 ouă, parcă de, da, 6 de vorver, câte i-am pus, vreo 2 de ceabu sau 1, 2 de ceabu, nu mai știu, vreo 4 de pitice, dacă nu greșesc, și parcă 1 de mătase. Ce găsisem atunci rapid în 2 zile, le-am pus pe alea. Nu am avut noroc de vorverg, s-au uat rapid, s-au uat bine două zile, vorvergul și am pus de vorverg și
ce am mai găsit în următoarea zi. Și le-am pus aici 12 ouă. Dacă mi-e măcar câțiva puișori, sunt foarte mulțumit. Anul trecut am mai avut 2 sau 3 cloși de mătase. Mi-au scos incredibil de bine. Am avut mai multe cloși, doar că procentajul a fost de 100% la mătase. 7 ouă, 7 pui, 6 ouă, 6 pui. Altă tură tot așa, 7 cu 7. Deci 3, 2 de mătase și una de ceabu care mi-au scos incredibil de bine. Acum n-am mai adunat multe ouă de mătase, că au cam stagnat. Și na, m-am avut ce să pun, dar o să vedem ce o să scoatem și de la incubator și de la această cloșcă. O să fie diferență de câteva zile, v-am zis, între incubator și cloșcă, dar o să văd cum îi aranjez. O să las probabil și la cloșcă câțiva. Și pe rest o să-i bag separat, că nu se poate să cuprindă foarte mulți pui. Doar să-i pun la bec cu cloșcă și cu pui grămadă, doar că mai există și varianta, dacă e prea grijulie și ăia sunt prea mici, să-i calce și să-i zdrobească, să-i omoare. Dar eu găină de talie mică, medie, mătasea japoneză, deci nu ar fi chiar cu probleme. Cred că o să trebuiască să o tai pe părți, să-i prind mod sau să o tund puțin ca să vadă mai bine când o să aibă puișori. Dar, na, cam asta am vrut să vă spun eu în acest scurt filmuleț despre găini. Lăsați-le acolo ouă, nu aveți cum să le forțați niciodată să cadă cloști. Găina instinctiv, după ce termină ciclul de ouat, dacă vrea, rămâne cloșcă, dacă nu, nu o să rămână. În general, majoritatea găinilor cad măcar o dată pe an, nu toate cloști. Sunt rase care cad foarte des, sunt rase care nu cad aproape deloc. Chiar și găinile Brahma, care sunt the king, cele mai mari găini, și alea cad foarte des cloști. Ba chiar prea des, spun unii, care nu-și doresc cloști și vor doar să aibă ouăle ca să poată pune la incubator. Dar v-am zis, acum nu aveți cum să stimulați 100% o găină decât dacă îi puneți paie în cuibar, ouă și pe parcurs o lăsați să-și facă treaba. Deci cea mai simplă variantă. Nu-i luați toate ouăle din cuibar sau puneți ouă de la alte găini ca să nu riscați. Pe ouăle de la găinile pe care le vreți, le adunați separat și când ați adunat 7, 8, 10, 15, depinde, vedeți câte în cap. Că dacă puneți prea multe ouă sub acea găină și nu le cuprinde foarte bine, unele o să se răcească, ea o să le învârtă pe toate, pentru că își face instinctiv treaba asta și le dă pe toate părțile ouăle foarte ușor, are grijă de ele, dar riscați să nu iasă pui sau să nu se dezvolte într-un timp normal, pentru că sunt prea multe. Mai bine pui mai puține și știi sigur că le scoate pe toate și are grijă de ele, decât să pui 15-20, te bucur că mamă că ți-ies și îți ies 10 pui. Așa poți să pui 10 și să-ți iasă tot 10 și să fii bucuros că ai procentaj maxim. Cam atât am vrut să vă zic cu acest videoclip. Dacă ați găsit o informație cât de cât folositoare, eu vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!